Bună, bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft, suntem aici împreună cu Max. Salut! Și astăzi v-am pregătit ceva foarte special. Bine, cred că pentru Max Infinity o să fie o surpriză. Ce s-a întâmplat? Ce ți-ai dat? Am băut ceva, nu știu ce am băut, am băut ceva. Știa că îmi place acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și vom mai continua cu episoade. Hai să mergem ca să-ți arăt, ca să vă explic și vouă ce avem de făcut. Vrei, am zis că e un fel de challenge sau ceva, nu? Adică e chiar challenge, o provocare, e un concurs. E un concurs. Să-ți iei de mâncare, te rog, din frigider. Okay. Și să ne luăm de aici, dacă mai avem pământ. Da, păi să... dacă este vorba de concurs... Cred că știi cine este câștigătorul, adică eu. Mai vedem noi, mai vedem și mai vorbim despre de ce să mai vorbim? Eu deja știu cine este câștigătorul, eu sunt câștigătorul. Păi ce materiale sunt eu? Lasă-ți tot aici în cufăr Max, tot ce n-ai nevoie. Ah, ok, bine, hai că-mi las tot în cufăr Max. Și să ai doar strictul necesar. Ia-ți niște pământ de aici ca să poți să faci ce trebuie dacă e necesar. Și o să vă explic imediat regulile jocului și voi sunteți jorații noștri. Oho, deci voi îi dau notele să înțeleg. Ei nu, ei doar zic Max sau pisica, atât. Păi și noi cum calculăm? Ne uităm în comentarii și vedem. Ah, ok. Bă, da, fiecare care lasă un vot trebuie să dea și un like la episod. Deci dacă tu ai dat vot, de exemplu ai zis bă, vreau să câștige pisica, tu trebuie să dai like la episod. Dacă zici, bă, vreau să câștige Max, tu trebuie să dai tot like la episod. Deci like-ul, cum ar veni, îți validează ție votul. Da. Știi? Ca să fie valid, să putem să vedem și noi cine a votat și ce a votat. E un concurs nou la care m-am gândit eu. Nu, probabil s-a mai făcut astfel de jocuri, dar asta mi-a venit mie în cap. Știi? Aha, nu pot să zic că e idee originală sau bla 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 de prostii. Așa. Vino aici, vino aici, vino aici. După aeroport... Să ai grijă să nu pici undeva. După aeroport, o să vă explic imediat regulile jocului și avem aici două porțiuni, da? Aula, am căzut. Fiecare își alege o bucățică, nu are voie să depășească linia albă. Pe linia albă nu se construiește, să nu dai cu mâna pe acolo. Scorul, Max 0, pisica 0, da? Când voi ziceți Max sau pisica, noi ne uităm acolo în comentarii și zicem 1 Max, 0 pisica sau 1-1. Și notăm data viitoare și data viitoare să vedem scorul aici sau ce. Exact, exact. Și o să avem mai multe, adică o să avem și episoade în care facem concurs, o să avem și episoade în care facem altceva. Deci jocurile alea sau... le avem acolo. Uite, acolo. Jocurile alea, dar facem și construim chestii sau explorăm. Asta e ceva nou. Asta e ceva nou adăugat. Dar asta când o să vedeți episoade cu concursul ăsta, o să vedeți scorul și o să fie mereu scorul ăsta pus de voi. Exact. Deci voi decideți. Aici aveți materialele necesare. Fiecare echipă are aceleași materiale necesare pentru o construcție. Aici am zis eu ca să fie bilețel. Adică tragi un bilețel și zici cu voce tare și avem de făcut, nu știu, o piscină. Și atunci fiecare face o piscină cum dorește el. N-are voie să sape aici, să distrugă zona asta și nici să treacă pe aici. Dar până la urmă amândoi construim același lucru? Amândoi construim același lucru, numai că moduri diferite, cum ai tu. Da, știi? Păi și stai, pe cărticelele astea e scris ce construcții trebuie să fie. Da, e diferit și tu trebuie să alegi, pentru că eu le-am scris și am zis să nu aleg eu ca să fie gen să fie după preferințele mele. Deci trebuie să iau la întâmplare. La întâmplare, nu contează, nu ai voie să folosești materiale din bază, doar materialele de aici, cu excepția pământului pe care le-am luat eu. Ce materiale mi-ai pus mie, că poate mai fraierii. Nu, e același lucru. Mi-ai pus alte materiale și după aia eu nu... Să dați voi pauză să vedeți dacă și în pauză și în partea aia și în partea asta dacă vreți să verificați că e același lucru. Ok. Bun, hai. Iau cartea? Aleg o carte? Alege o carte și citește cu voce tare. Ok, am ales-o pe asta. Nu știu ce-o fi. Să iei pământul ăla de acolo. Că dacă... Păi stai că mi-am luat deja 3 stack-uri de dirt am. Ok. E suficient. Să-i pentru urcat. Construiește o casă așa cum vrei tu. Uite, ca să vezi că asta scrie, ți-o dau și ție. Ei, știam că așa scrie. Uite, păi construiește o casă așa cum vrei tu. Pentru că eu le-am scris. Stai să văd dacă... Stai o secundă. Da. Vezi? Ok, m-am prins, am văzut. Acolo scrie altceva. Am zis, bă, frate, a vrut să fac o mișto de mine să le scrie. Nu, am scris. Toate la fel. Nu. Uite, dacă vreți... Haideți că... Aici scrie... Uite, ia iau pe asta. Aici scrie construiește o mașină, să vezi. Uite. Deci nu sunt toate la fel. Da, eu am ales să construiești o casă. Deci trebuie să construim o casă așa cum vreau eu, da? Așa cum vrei tu, poți fi o casă mică, nu trebuie mobilată. Doar să o construiești. Nu din are exterior, așa să se vadă. Din exterior să se vadă frumos cu materialele pe care le ai tu la îndemână aici. Bă, hai să vedem, o să începem așa fain frumos. Și am pus și două paturi în caz de vrei să dormim. Da, pe trebuiască să și dormim la un moment dat, probabil că să se facă noapte. Bă, am o idee. Ok, am o idee de bază. Mi-ajung materialele astea. Dacă nu ți-ajung materialele, poți să combini, deci nu... Da, dar zic, trebuie să faci cu materialele care au venit. Adică nu ai voie să te duci în bază să iei altele. Nu, nu ai voie să te duci în bază să iei altele. Asta zic. N-ai văzut-o așa casă în viața ta. În viața ta n-ai văzut așa casă. Băi, bine că mi-am luat tool-urile la mine măcar. Da, dar alea ai voie să le folosești, deci nu așa. Păi da, n-ai cum să construiești altfel. Dar... ia să vezi tu aici ce șmecherie fac eu. Să vezi tu de nu iau eu locul 1. Oameni buni, să mă votați. Vreau să câștig acest concurs. Deci vreau toată lumea din comentarii să dea un like și să mă voteze pe mine. Ok? Deci, dar de ce să nu mă voteze pe mine? Dar că nici măcar nu au văzut ce casă am făcut, repede. Ok, bine. Ok, bine. Votați pe ce... votați unde ce vă place mai mult. Adică nu... votați exact ce... după preferință. Știi, da, care vă place sincer, nu e nicio supărare, da, da. Doamne ferește. A, lol, normal. Care vă place jucăm. sincer. Că nu ne supărăm, da. Că doar ne sincer, jucăm aici. Maxim de sincer. Ia să vedem, nu, nu. Așa. Fac o casă șmecheră. Este ceva incredibil. N-ai văzut așa ceva? Nu se vede bine cu asta, nu-mi place. Ever never. Da, ai dreptate că aveam nevoie de dirt, pentru că am nevoie să mă urc. Păi tocmai de asta am zis să-l folosim, pentru că ai nevoie de el. Și construcțiile astea se vor reseta de aici, adică astea nu vor șterge, rămâne. Nu vor rămâne, da, pentru că de fiecare trebuie să alegem altceva. Și să mai dați idei în comentarii ce să mai construim ca să scriu aici pe bilețele. Că... bine, nu o să fie în fiecare episod concursul ăsta, asta o să fie odată la câteva episoade, știi? Exact. Adică... nu vă gândiți acum că în fiecare episod avem concurs, doamne. Încă... dar... ia să vezi tu ce șmecherie e aici. Bă, nu te pricep tu la case de-astea, sunt prea complicate casele astea, sunt prea... e prea de tot. Bine, Max Infinity, nu mă pricep. Nu te pricep. Vreau să fac cumva aici. O asemenea casă este ceva unic. Înțelegi? Ceva unic din imaginația mea. Și pentru că e din imaginația mea... ia iurea că dacă eu sparg geamul ăsta, eu nu mai pot să pun alt geam. Așa e și deci practic îmi mirosesc geamul făcând chestia asta, dar... da. Asta e. Oh my god. Pe bune, glumești cu mine. Era că aici n-am ce să fac, trebuie să fac așa. Așa. Bun. Da. Așa. Luăm niște... Îmi place cum a ieșit. Scări. Arată bine. Bă, să spui patul în casa ta. Adică gen... în caz de dormim, zic, bă, du-te și dormi. Eu am pus și tu niște paturi pe o insulă în spate, la panoul ăla. Păi dar de ce să mergi în spate când poți să dormi aici direct? Da. N-am știut că vei alege o casă. Ah, da. Dar zic că... pentru că o să vină moști aici mulți, că nu avem lumină foarte multă și de-aia să zic când o să vrei tu. Ia să vedem. Așa. Și facem aici cu ăsta. Firar. Mă gândesc aici, arhitectul Max se gândește cum să facă, cum să dreagă. Gândește-te, Max Infinity, acolo. Eu uite-mă ce casă a făcut navă spațială. Du-te tu că mă bate Max Infinity. Ce? Ce zice? Eu am făcut o casă așa decentă, chestii... de bun simț, el a făcut o cometă acolo. Cum adică cometă? Nu e nicio cometă, lol. Este o casă de oameni. Nu este casă de extraterestri. Să văd ce ți iese. Păi, acum trebuie să aștepți. Oare poți să pun așa? Iasă. 1, 2, ok. Și vreau să iau și ăsta. Mi-am pus multe materiale aici. Da, merge, yes. Nu mai știam dacă merge sau nu. Îmi place, îmi place. Bă, hai să dormim. Stai să-mi pun patul, Că nu vreau să vină moștri, știi, și nici nu prea vedem nimic, nu prea avem lumină aici. Hai că bă, nu știu, vreau să strângem peste 10.000 de like-uri, minim 10.000 de like-uri la episodul ăsta, ok? Minim 10.000 de like-uri la episodul ăsta. Mi-am pus patul sub scară și mă băcuiam. Alăl. Așa, ia să vedem. Aici o să facem niște suport. Să vedem ce mai avem pe aici. Niște lână așa, cu alb. Îmi place ideea asta cu concursul, sincer, chiar mi se pare tare. Și voi dați idei ce subiecte să fie de construit, știi? Da. Că noi putem să le punem acolo și tragem la sorți. Bine, un episod o să trag eu, un episod o să tragi tu, cred. Păi dacă le scrii tu. Dacă le scrii tu, atunci voi trage eu. Atunci le trag eu la sorți, le trag eu de acolo și vedem. Stai și să vezi aici și makerie. Ce era că nu pot să-mi accesez și chestul, dacă m-am urcat prea sus și nu prea mai am loc să-mi accesez chestul. Minunat. O să-l accesez tot de jos. Așa. Bun. Și aici o să pun niște de-astea. Și aici scoatem ăsta de sus. Așa. Doamne, și ce ură l-am făcut? Ia stai să vedem noi. Păi eu mi umplu de dirt înăuntru ca să mă pot urca, că nu oricum nu vede nimeni. Mă, ce viloanca. Ce viloanca am făcut. Să faci viloanca, așa. Ce mai mi-ar trebui mie? Am aici o grămadă de chestii. Astea le voi pune aici. De astea cred că o să mai am nevoie. Stai să-mi pun arcul aici. Ăsta. Să mai aduceți voi aminte că le-am băgat în cuforul ăsta, că după aia iar zbier după ele, că nu știu unde sunt. Da? Așa. Bun. A, de ce mi-l pui așa? No. În mine zici că e o căsuță de pitici. Da? Da. Și mai folosim de asta. Pământul. Aici. Așa, ca să mă urc eu frumos. Băi, nene, dar mi le pune urât rău de tot. Bine, dar știi care e faza? Trebuie să avem, nu știu, avem și un timer? Cât de mult putem să stăm sau... Păi stai că zic eu timerul. Cred că vreo 10 minute. Ok, că, na, eu acum pot să stau până mâine să construiesc, dacă e, da. N-ar fi corect față de tine. Poate tu termini imediat și, na, știi? Nu, ai timpul cât ține cu durata unui episod. Ah, ok, ca să știu și eu cât să construiesc. Așa, bun. Ia să vedem noi, Păi mai îmi trebuie ceva. Puuu, și n-am ce-mi trebuie, nu se poate. Ce-ți trebuie? Nu trebuie să-mi dai tu nimic. Păi nu-ți dau eu nimic, doar că poate pun data viitoare. A, păi data viitoare cine știe ce o să pice și ce știe ce o să trebuia să fac, deci n-are legătură. Data viitoare, data asta e data asta. Ok. Bun, m-aș mai urca încă o dată cu încă unul. Încă un rând. Aha. Psi. Aha. E cu șmecherie aici. Mamă, ce frumos mi-a ieșit. Deci cea mai frumoasă casă din istoria. N-ai cum. Și casa asta mi-a venit așa pe moment. Adică... Păi da, asta trebuie să fie. Nu te... Nu m-am uitat nicăieri sau... Nu. Băi, pur și simplu pe moment. Că nici n-ai fi știut ce spică dacă te-ai fi uitat. Da, nici nu știam. Așa, ia să vedem. Și acum... Iese treaba, iese. Aleg. Cred că voi face ceva de genul ăsta, dar să termin cu granitul, dar vreau să pun... Frumos! Nu te joci cu arhitectura! Păi nu mă juca cu arhitectura, că-i grea. Arhitectura lui Max se numește. Cea mai bună. Dintre cele mai bune. Așa. Asta e felinare. Mamă, Doamne, ferește! Ce-ai făcut, mă, acolo? Ce-am făcut? Construcție, da, mare, mare, mare. Și complicată. Nu e ceva mai simplist, așa, mai... De ce zici tu că e complicată, că nu e complicată absolut deloc? Este chiar foarte simplă. Foarte simplistă. Așa, bun. Acum trebuie să fac un fel de acoperiș aici sau ceva. Sau... Da. Nici tu cum o să iasă acoperișul ăsta. Eu nici nu știu din ce am să fac acoperișul. Sau poate îl fac din astea. Asta e să văd dacă reușesc să fac ceva de genul ăsta. Aș fi o idee, poate. Da, pe el fac ca... De asta am suficient? A, am suficient. Perfect. Perfect. It is a perfect. Bun. Așa, am luat ceva pe aici. Ba, acum la ce? Ne uităm doar la look, nu? Pentru că la funcționalitate nu prea e cum să te uiți, având în vedere că... Nu, doar la design-ul ei. Înăuntru nu prea am făcut mare lucru, adică... Păi nu, că nu asta îți cerea. Deci să construiești o casă așa cum vrei tu. Deci n-are importanță. Puteai să faci o căsuță minusculă în care să... când intri să fie atât de spațioasă. Ia să vedem ce model mai putem face pe aici. O să fac ceva de genul. Ce? Nu poți să pui aici? Nu. E ok așa. Vezi că e o bară. Super. Super duper. Așa, ia stai să mă duc la distanță să văd cum se vede. Mă duc undeva sus. Mamă, ce drăguță e! Mi-e și chiar bine, îmi place mult. Bă, nu știu, eu am cam terminat să zic. Mamă, cum arată! Deci pe bune zici că e vrăjitorul ăla de aici din Minecraft? Ce? Și ai pălăria lui! Cine, eu? Nu, a mea, a mea. A mea. Stai că să văd mai de la depărtare. Stai așa să mă uit. Deci, zici că e vrăjitorul de aici din Minecraft. Ah, da, lol. Așa ai făcut, exact, zici că e un vrăjitor. Mă place cu balcon, așa frumos, cări, bam, bam, bam. Bine, tu ai făcut și interior foarte mult, dar eu interiorul nu l-am făcut deloc. De ce am făcut interiorul meu? Ai făcut scări, etaj, bla, bla, bla. Păi că ar trebui să fac, tu cum te urcai sus? Și ai făcut și coș. Ia să trecem în inspecție. Ce coș, mă? N-ai niciun coș. Nu-i coș ăla? De acolo? Coș. A, nu e, un fel, mi-am zis că îmi pun antenă satelit de aia ca să prind postul. A, la Max Infinity ceva modern, la mine e ceva gen vrăjitor. Cu internet, să prind netul. Păi da, cum vrei să mai uploadezi videourile pe YouTube dacă n-am net? Dar vin încoace, să te, hai, te invit aici la mine acasă. Dar n-ai scări tu, cum mă inviți? Fac acum scări, uite. Na, e... În lucru, așa. Păi nu, că trebuia să fie gata. Iar aici, na, poți să stai să dormi, nu știu, e cu aerisire, înțelegi? E mansardă asta. E mansardă, da. Da. Băi, mișto, îmi place foarte mult exteriorul, cum ai făcut. Da, am vrut să fie așa, mai modern. Da, exact. Un look mai modern, așa. Nu știu cum a ieșit, dacă vă place, dacă nu vă place. Ia să vedem. Hai să vedem și noi de sus casa lui Max Infinity. Păi, dacă vrei posturi și pe turnul ăla. Așa e asta. Și aia e a mea de acolo. Păi, mai bine hai să ne urcăm pe turnul ăsta, vino încoace. Dar nu știu dacă mai merge liftul. Mai merge liftul ăsta? Aoleu. Merge? Ar trebui să meargă, cred. Ia, apasă butonul? Stai, lasă că l-apăs eu. Ține-te bine. Mă țin, mă dau în spate cu sâul. Stai că să mănânc și eu, dacă și e vorba de ceva. Mai am viață. Da, și eu la fel. Și ce ai grijă să nu pici? doar atâta lucru. No, de aici poți să le vezi mai bine. Aha. Bine, ideea e că la tine e cu fața încoace, eu e cu fața în laterală, cum ar veni. Eu, da, la tine e ușa, dar oricum arată la fel. La mine e jumate de, cum îi zice, mă, o semilună. Cum s-ar zice. Dar mie îmi place, adică nu știu, mie mi se pare că mi-a ieșit bine. Și chiar îmi place ideea asta de episod, adică chiar mi se pare o idee bună. Sper să le placă și lor. Și dacă este, o să mai facem chestii de genul ăsta. Și să dea idei, să scriu pe bilețele acolo. Chiar mi se pare fun și interesant, adică abia aștept să o să... Dar v-am zis, nu o să fie în fiecare episod chestia asta. Nu. O să fie așa, un episod la câteva episoade, o să facem și concursul, știi? Păi o să am adăugat practic ceva în plus la episoadele noastre, știi? Da, păi aveam chestia aia cu întrebările, da, care erau una dintre construcțiile, explorarea. Aveam construcțiile, explorarea și acum avem și concursul. Nu știu, trebuie să ne gândim la concursul ăsta, cum să-i dăm nume la rubrica asta, cum ar veni. Nu știu, concursul... habar n-am, nu știu. Ghicește, nu, scrie... Doamne, scrie, desenează. Fai, ce am... Construiește ce scrie, nu știu cum să-i dau denumirea. Trebuie să ne gândim, dar uite, la mine din față, din partea asta poți să o vezi mai bine, adică practic tot detaliul la mine e acolo, aici. Ia vină încoace ca să vadă, că după aia o să zică că din spate e și din spate nu arată cine știe ce și nu o să voteze lumea. Uite de aici, din lateral. Nu, de aici unde sunt eu acum. Unde ești tu? Da, uite așa, practic asta e fața. Am înțeles. Deci, oameni buni, uitați să votați Max sau Pisica, atât, nu dați note. Scrieți Max sau Pisica în comentarii care vă place mai mult și dați și un like, știi? Și așa vă numerotăm voturile și pe asta vedem cine a câștigat. Punem aici pe tăbliță și aflați data viitoare dacă e. Da. Așa. Bun, și cam cu acest episod, dacă v-a plăcut și mai vreți să mai facem episoade din Minecraft, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa! Pa, pa!